Aș vrea să continuăm a doua parte a sesiunii cu numărul 2. Revenim la riscurile soților. O să trecem puțin mai repede peste materialul care îl avem, fără să intrăm în prea multe detalii. Intenția mea, vorbind despre imaturitate ca un risc, dar și ca o manifestare a unor bărbați, este să înțelegem mai bine ce trebuie să facem pentru ca să avem mai multă calitate și, în consecință, mai multă fericire și bucurie în familie. Manifestările imaturității soților pot fi vorbe care nu se împlinesc, își apără libertatea cu orice preț, adică nu acceptă sugestii. Eu am avut o experiență destul de lungă în legătură cu subiectul ăsta. Imaginați-vă că eu predic destul de des la biserică și întotdeauna când se termină serviciul urc în mașină împreună cu Carmen și ea începe să-mi spună tot ce crede ea că n-am spus bine. La început a fost complicat să știu ce trebuie să fac. Pentru că îmi spunea un lucru, îmi spunea două, facem ca 10-15 minute până acasă și vorbea de când urcam până când cobora. De cele mai multe ori nu eram de acord cu ea, mai ales că ea n-a predicat în viața ei. Și o ascultam un minut, două, trei, cinci și până la urmă încercam să mă apăr, să-i explic. Și a încercat să-și apere ceea ce spusese deja. Și de multe ori ajungeam acasă și mâncam așa mai supărat. Astăzi nu mai am nicio problemă dacă îmi spune ce n-a fost bine. Au trecut mai mulți ani de atunci. Încerc să iau lucrurile care cred că sunt adevărate, iar pe cele care nu sunt adevărate, nu trebuie să-i spun eu că nu sunt adevărate. E suficient că știu eu. E foarte complicat să nu reacționezi la lucrurile pe care le auzi fiind spuse despre tine. Experiența mea personală a fost faptul că de foarte puține ori am reușit să o conving pe Carmen că ce a spus ea nu este corect. Și atunci mi-am dat seama că trebuie să renunț la această intenție. Astăzi nu mai mă interesează deloc să o conving că am dreptate. Dar deloc. Ea poate să spună orice, o ascult, zâmbesc. Dacă este o chestiune serioasă, de familie, de altceva, putem să discutăm. Dar dacă e un punct de vedere, o opinie, despre o predică, despre o cântare, lungime, lățime, înălțime, că ai vorbit tare, să nu mai bei cafea, că țip la predică. Ok. Că ai vorbit prea încet și așa stăteam cu urechea să te aud. Nu mai faci așa, zice, mă ridic în picioare și ies afară, mi-e rușine că faci așa. Ok. Încercam să o conving, să-i spun și punctul meu de vedere. Astăzi, nici nu mai trece prin minte să fac treaba asta. O ascult, îi spun mulțumesc frumos. Nu mai e o problemă pentru mine să fac lucrul ăsta. Își apără întotdeauna cu orice preț punctul de vedere. Asta este o dovadă de imaturitate, să știți. Apoi este omul extremelor. Când se supără, face mai mult decât trebuie și dacă nu-i supărat, face mai puțin decât trebuie. Cu alte cuvinte, soția trebuie să apese pe un buton să se supere ca să facă câte ceva. Evită să facă angajamente. Promis că de astăzi... Nu promi nimic! Dar de ce nu promiți? Nu acceptă niciodată că a greșit. Recunoști? Nu recunosc. Nu poate să stea prea mult în același loc. Dacă stă prea mult în același loc, oamenii se conving de adevăr și trebuie să plece, să se mute. Cine nu stă prea mult în același loc, nu e un semn bun. Se plictisește imediat. Toate astea sunt manifestări de imaturitate. E foarte nehotărât. Tot timpul trăiește din sugestiile formatorilor de opinie. Să spun o paranteză scurtă. În orice biserică sunt formatori de opinie. Ei fac opinia pentru toată biserica. Ar trebui formatorul de opinie să fie pastorul și oamenii pe care îi alegeți în comitet. Însă, din nefericire, nu întotdeauna este așa.
Sunt formatori de opinie pe care nu-i cunoașteți, nu le cunoașteți viața, dar le-au zis vorbele care sunt mari cât, eu știu ce să zic, mari. Și oamenii ăia își exprimă ideile și cei mai mulți din biserică care sunt nehotărâți, în consecință oamenii maturi, primesc politica acelor oameni și urmează. Nu oamenii sunt problema. Problema, nu formatorii de opinie sunt problema, ci problema sunt oamenii care urmează datorită imaturității, pentru că ei nu au capacitatea să aibă o opinie personală, nici de natură politică, nici de natură bisericească, nici de natură legată de alegeri sau de o decizie. Ei tot timpul se uită înspre idolii lor, formatorii de opinie, să vadă, e așa sau e așa. Asta este, să știți, o expresie a imaturității. Nu sunt în stare să hotărască cu privire la ei și la familia lor. Votăm cu da sau votăm cu nu? Votăm cu Trump sau votăm cu Biden? Ce facem? Asta este imaturitate. Ce face diferența între soții responsabili și iresponsabili? Este simplu. Imaturitatea. Aș vrea să spun ideea de bază, ca să vă spun de ce am vrut să spun lucrul ăsta. Am să prezint trei categorii de bărbați, dar n-are legătură cu vârsta. Și anume băiat, bărbat, patriarh. Când spun băiat, poate să aibă 70-80 de ani. Nu spun ca vârstă băiat, ci ca maturitate, ca nivel de maturitate și discernământ. Când spun bărbat, nu mă refer neapărat că e căsătorit sau necăsătorit. Și când spun patriarh, nu mă refer neapărat la cineva bătrân și cu barbă albă, ci mă refer la nivelul de discernământ și de maturitate. Ei, să știți că persoanele care sunt imature, sunt băieți, sunt copilăroși. Bărbații sunt mai maturi, iar patriarhii sunt atât de maturi cât pot să fie un om. Băiatul este un individ de gen masculin, tânăr sau bătrân, care nu s-a maturizat. După ce îl cunoaștem, e dezordonat, e nedisciplinat și este haotic. Este dezordonat, indisciplinat și haotic. Gândiți-vă la aceste trei lucruri. Maturizare înseamnă absența acestor lucruri. Nu trebuie să-mi spună mie soția să fiu ordonat în viața mea. Dacă eu aștept să-mi spună ea, ea nu o să mai mă admire, ci o să mă trateze ca un copil. Ea este mama mea în situația asta, nu-i soția mea. Eu m-am căsătorit prea repede, înseamnă, și atunci am schimbat-o pe mama mea cu soția mea. Eu trebuie să fiu o persoană disciplinată, fără ca ea să mă ajute să fiu disciplinat. Disciplinat că-s adult. Dacă, cum pot eu să fiu cap de familie dacă eu nu pot fi capul meu? Dacă nu mă pot disciplina pe mine, cum pot să organizez eu toată familia mea? Vedeți, astăzi ne plângem de faptul că unii bărbați nu sunt respectați. Sunt două răspunsuri aici. Primul este feminismul. E adevărat, niște femei care le se urcă în cap, nepocăite, care nu le interesează de regulile lui Dumnezeu. E adevărat, noi știm asta. Însă al doilea lucru este că foarte mulți bărbați se comportă într-un fel în care soțiile lor își pierd cu totul încrederea, respectul și admirația față de ei. Asta nu înseamnă că fac bine că nu-și respectă bărbații. Nu fac bine. Dar ce vreau să spun este că bărbații nu le ajută, nu sunt vrednici de respectul lor. Bărbatul e un individ de gen masculin care și-a asumat responsabilitatea pentru a stabili ordine în viața lui și în familia lui restrânsă. Soția și copiii. Are o măsură de responsabilitate, dar nu este cea mai mare măsură de responsabilitate. Dar are o măsură de responsabilitate. În timp ce băiatul este indisciplinat, dezordonat și iresponsabil, bărbatul este ordonat, este disciplinat și este responsabil. După asta poți să spui singur o notă, fără să spună nimeni. Ești înspre băiat la nivel de maturizare sau ești înspre bărbat la nivel de maturizare? Sau patriarhul e un individ de gen masculin care și-a asumat responsabilitatea de a se maturiza și de a face din familia lui extinsă beneficiarul acestei
mântuirea lui Dumnezeu sau acestei maturizări a lui. Adică el e persoana care poate să poarte de grijă familiei lui extinse. E un om responsabil, este atent, are preocupări serioase. Dacă vine în biserică, se uită la lămpile după plafon. Toate funcționează? Ok. Se uită în biserică, se gândește, măi, cum am putea să îmbunătățim? Am văzut că bisericile cu tare pe care am mai fost aveau așa și vine la pastor și spune, uite, aș vrea să-ți dau o sugestie, mai gândește-te, poate facem și aici. Deci asta înseamnă maturizare, înseamnă preocupare. Lucrurile astea, să știți că se învață, lucrurile astea le alegi. E adevărat că pornește și ceva din interior, depinde și de maturitatea genetică cu care ne naștem din punct de vedere temperamental, dar este și o chestie care se disciplinează. Și acum aș vrea să spun că patriarhul este matur și el crește și îngrijește de alții. Întotdeauna când o persoană îngrijește și de sine, să fie disciplinat, ordonat și responsabil, dar îngrijește și de alții, omul acela este ca un patriarh, chiar dacă nu are 80 de ani. Nu e de vârsta lui Avram. Dacă aveți în biserică oameni de genul ăsta, să-i prețuiți. Aduceți-vă aminte că Biblia spune de bătrânii adunării. Noi astăzi îi asociem cu oameni ordinați. Să-i cinstiți din pricina lucrării lor. Exact la lucrarea asta se referă. Omul ăla își bate capul ca niciodată să nu lipsească nimic. El anticipează din timp, nu le face pe ultima sută de metri, nu dă pe foc. E un om care își programează lucrurile, este ordonat, este disciplinat și este responsabil. E când te porți așa, încet, încet, îți clădești o reputație între oameni. În biserică, în familie, în compania unde lucrezi și oamenii te respectă. De ce? Ești un om matur. Nu ai 80 de ani, n-are importanță vârsta, ci este important spiritul, disciplina personală, manifestarea responsabilității tale. Orice manager i-ar place să aibă un om în compania lui așa, pentru că e spirit. Nu te minte, nu te fură, nu te înșeală. Dacă a făcut o greșeală, o recunoaște. E sincer, e loial. Trage cu căruța, trage cu compania, trage cu biserica, trage cu familia. Dar nu din ăsta plimbă vara, îl trimiți și nu se mai întoarce. Îi spui și uită. Uită azi, uită mâine, uită totdeauna. Vedeți? Simțim nevoia să-i spunem soției că trebuie să asculte de bărbat. Adevărat că trebuie să asculte de bărbat, în sensul că trebuie să-și respecte bărbat. E adevărat. Dar gândiți-vă că i-ar fi mai ușor dacă bărbatul pe care îl respectă ar și merita să fie respectat. Ar fi un ajutor serios. Tot la fel de ajutor ar fi și când Biblia spune să-ți iubești nevasta și ai o din aia care nu poți să o mulțumești nici dacă îi aduci soarele în brațe. Trebuie să o iubești oricum, că ți-ai ales-o. Dar ți-ar fi mai ușor dacă ar fi și ușor de iubit. Sunt femei greu de iubit și sunt bărbați greu de respectat. Dumnezeu să aibă milă. Uitați-vă un pic aici la ce vreau să spun. Băiatul primește. Bărbatul își dă lui și familiei restrânse. Iar patriarhul are slujba de a dărui altora cu bucurie. Un băiat nu poate deveni niciodată patriarh, dar poate deveni bărbat. Iar bărbatul poate să devină patriarh. Nu poți să sări peste un nivel niciodată, pentru că este un proces care ți-a o viață. Este un proces care ți-a o viață. Am un lucru pe care l-am realizat în viața mea în ultimii 5 ani. Nu o să-l spun, nu o să dau explicații pentru că sună laudă, dar vreau numai să spun următorul lucru. Mă lupt cu chestiunea asta de mult timp. Nu e o chestie de păcat. Dumneavoastră să știți că păcatele sunt de comitere cu C. Adică ești la roșu, n-ai voie să treci, dar treci. Ai făcut un lucru care nu ți-era permis, nu ți-era îngăduit. Ăsta e păcat de comitere. Pe astea le amendează și Dumnezeu și biserica. Dar sunt și păcate de omitere. Pe astea le amendează numai Dumnezeu, biserica nu le amendează. Adică e verde și stai în mijlocul intersecției și nu pleci. Pentru Dumnezeu sunt același păcat, la fel de mare. Dacă citiți Matei 25, blestemaților, duceți-vă, știți care sunt păcatele care le-au făcut blestemații? N-au vizitat pe cei din pușcărie și din spital, n-au hrănit pe cei flămânzi, n-au dat apă la cei însetați, n-au îmbrăcat pe cei goi. Păi din ăștia e plină biserica. Acum nu vă supărați pe mine că sunt îndrăzneț, dar eu nu sunt îndrăzneț din superioritate. Eu vreau să fiu de folos, că nici dumneavoastră nu m-ați chemat degeaba și nici eu n-am venit degeaba.
Când ați făcut ultima vizită la cineva la închisoare? Când ați făcut ultima vizită la cineva la spital? Dumneavoastră știți cum zice Scriptura? Blestemaților, plecați în focul cel veșnic. Deschideți dumneavoastră Evanghelia în capitolul 25 din Matei și veți vedea că sunt trei pilde. Fecioarele, talanții și asta care e un fel de pildă, dar e un fel de pildă puțin mai diferită. Toate vorbesc despre păcatul de omitere. Noi ni se pare că avem membri excelenți dacă nu trec pe roșu, dar nici pe verde nu trec. Să știți că atunci când cineva nu face răul, a făcut doar jumătate din ce trebuie să facă. Dar dacă nu face binele, este aproape la fel. Două lucruri trebuie să faci ca să fii un creștin autentic. Să nu faci răul, dar în egală măsură să faci binele. Ele sunt independente unul de altul. Uitați-vă un pic la tabelul acesta. Băiatul învață să plece, bărbatul așează ordine, patriarhul dezvoltă maturizarea. Băiatul învață să muncească, bărbatul se lipește de soția lui, patriarhul dezvoltă dragoste față de Dumnezeu. Băiatul învață să se odihnească. Vi se pare ciudat? Mie foarte ciudat mi se pare. Cum să învețe băiatul să se odihnească? Dar dumneavoastră știți că cei care aveți băieți, de la 14 ani în sus, vor fi tentați să se culce la 2 dimineața și să se trezească la 2 ziua. Au o mare problemă să stea noaptea. Și dimineața nu-s bun de nimic. Dacă se trezesc, orică doarme, orică s-a trezit tot aia, că nu-i bun de nimic. Nu vede, nu aude. Un om matur își va face un program să se odihnească. Să știți că trebuie multă maturitate ca să dorm suficient. Credeți-mă că pe noi nu ne obosește munca, pe noi ne obosește lipsa de odihnă. Ascultați dacă vreți o opinie, munciți cât puteți de mult, munca nu face rău. Munca este cel mai bun sport. Marea noastră problemă nu e muncă multă, e odihnă puțină, oameni buni. Pentru că ne pierdem vremea. Trebuie să muncim mult și să ne odihnim suficient. Dacă ne odihnim suficient, niciodată munca nu e prea multă. Să nu spuneți că am îmbătrânit, că am muncit mult. Poate că ați îmbătrânit, că ați muncit mult și nu v-ați odihnit suficient. Asta da. Odihna, să știți că este singurul lucru care nu se regenerează. Creierul nu se regenerează. Dacă n-ați dormit, odihna aia nu mai poate fi recuperată niciodată. Cu mâncarea și cu apa, cu îngrășarea și cu slăbirea, nu e la fel. Dar odihna este singura care nu se mai poate regenera. Haideți să mergem un pic mai departe. Bărbatul își iubește nevasta, observați că mai sus zice că se lipește de nevastă. Observați progresia. Patriarhul dezvoltă dragoste de familie alărgită, mai sus dezvolta dragoste de Dumnezeu. Observați progresia. Al patrulea rând, băiatul învață să lupte. Învață să lupte. Bărbații știu asta, înțeleg mai bine treaba asta decât femeile, că ei sunt luptători, ei sunt competitivi. Femeile nu sunt competitive. Un bărbat dacă merge, conduce mașina pe stradă și îl depășește o altă mașină, pe el îl mănâncă pielea. Dar îl mănâncă pe interior, pe unde nu se poate scărpina. Dar ce treabă ai tu dacă altul merge mai repede decât tine? Bărbatul e competitiv, nu poate nimeni să meargă mai repede decât el. Nici o femeie nu-i deranjată dacă e depășită. Dar bărbații au probleme să fie depășiți. Ei au concurența în sânge. Bărbatul hotărăște să fie tată pentru copiii lui, iar patriarhul dezvoltă o conducere creativă. Și ultimul rând, băiatul învață să fie preot. Asta înseamnă că îl duce la bărbat. Bărbatul este tată pentru copiii lui, adică e responsabil de copiii lui, de familia lui. Așa cum spuneam aseară. Iar patriarhul își dezvoltă dărnicia. Încercați să vedeți unde suntem fiecare dintre noi. În timp ce avem pretenții să fim respectați, să fim onorați, să ni se recunoască meritele. Oameni buni, înțelegeți că valoarea unui om nu e prin banii care îi are, deși faptul că are bani demonstrează, dacă a muncit cinstit, demonstrează că e un om harnic și că a tras tare în viața lui. Dar adevărata valoare a unui om stă în caracterul lui. Asta este singura valoare pe care nu ți-o poate lua nimeni. N-are nicio importanță ce spui dumneata despre mine. Important e dacă ai dreptate sau nu. Altfel poți să spui ce vrei. Pentru că cine mă cunoaște știe dacă este sau nu este adevărat. Și acum nu e vorba de mine, e vorba de fiecare dintre noi.
Dacă vrei să faci ceva în viață, dezvoltă-ți caracterul, fii un om de cuvânt, respectă-ți promisiunile, fii punctual. Fii punctual, întotdeauna fii punctual, salută primul. N-are nicio importanță dacă ăla e cu 20 de ani mai tânăr, n-are nicio importanță. Fii un model pentru oameni, fii așa în familie, fii așa în biserică, fii așa peste tot. Nu te răzbuna. Dacă ai ceva cu cineva, rezolvă-ți în particular. Nu bârfi. Nu sta într-un context în care se bârfește. Plătește-ți toate datoriile. Iubește-i pe oameni, iartă-i, fii bun. Îi vei pedepsi foarte tare când îi ierși și ești bun. Asta înseamnă că ai caracter. Dacă nu ai asta, poți să ai orice altceva. Nu-i suficient. Haideți să vorbim puțin de al doilea risc, pofta. Pofta, spuneam, încercam să dezvolt ideea asta, pofta este o reacție chimică, vorbind din punct de vedere psihologic. Din punct de vedere spiritual, o să citim cel puțin două versete biblice. Pofta este o dorință obsedantă de a face ceva care de obicei este interzis, și cu orice preț și în orice manieră. Fără să te intereseze dacă cineva suferă pentru asta, ci pur și simplu pofta este o dorință obsedantă. E ceva ce te conduce. În Vechiul Testament se vorbește despre poftă. Ea implică întreaga personalitate și este o expresie a dorinței sufletului. În Noul Testament există o poftă pozitivă. Dacă ne uităm la Domnul Iisus, la Pavel, la Apostol, la noi înșine astăzi, sunt pofte pozitive și sunt pofte negative. Autocontrolul este capacitatea de a-ți înfrâna poftele atunci când conștientizezi că pofta asta este un lucru care îți afectează relația spirituală cu Dumnezeu. Haideți să citim 2 Petru 1 cu 4. Este aici? Este. Uitați-vă puțin aici. Ăsta este pasajul de care vă vorbeam despre scara lui Petru. El ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești. Atenție! Ne putem face părtași firii dumnezeiești după ce am fugit de stricăciunea care este în lume prin poftă. Toți oamenii trăiesc în stricăciune, pentru că stricăciunea e în lume, iar această stricăciune din lume este generată de poftă. Oriunde veți merge pe fața pământului, dacă mergeți în Africa, e sărăcie, dar e poftă. Dacă veniți în America, e bogăție, dar e poftă. Pofta e comună, sărăcia sau bogăția nu. Pofta e în lume și ea generează stricăciune. În orice om în care există poftă, va exista și stricăciune. Că ea e mascată, ascunsă sau e vizibilă, publică, asta este o chestie de absența ipocriziei sau de prezența ipocriziei. Dar pofta generează stricăciune. Întotdeauna când accepți poftă, ea îți va strica viața, îți va strica relațiile, îți va strica relația cu Dumnezeu, îți va ruina familia, îți va strica încrederea pe care oamenii au avut-o până atunci în tine. Pofta este lucru care te poate distruge cel mai tare, în primul rând din punct de vedere social, până când ajunge încet, încet, de nici oamenii din familie nu te mai suportă. Își pierd încrederea în tine. Dacă spui un lucru, în mintea lor spun, cred eu în tine cum crede papa de la Roma. Pentru că dacă într-un an de zile întârzi în fiecare zi și după 365 de întârzieri vii să-mi spui mie că mâine vei fi punctual, chiar dacă ești punctual eu nu o să te cred. Pentru că deja ai record în întârziere. Haideți să ne uităm la un al doilea pasaj. E pasajul din Iacov de care vă spuneam mai devreme. Uitați-vă cât de interesant e pasajul ăsta, e atât de profund. Fiecare om este ispitit când este atras de propria lui poftă. Deci ispita din afară se asociază, se unește cu pofta mea din inima mea și atunci a apărut păcatul. Dacă există doar o ispită din afară, ispita nu-i păcat, dar ispita conduce la păcat. Ispita se transformă în păcat când o accepți, când îi dai curs, când o permiți, când o validezi, când o primești. Când ispita din afara mea se unește cu pofta din interiorul meu, s-a terminat. Dar s-a terminat sigur.
Pofta din inima mea este dușmanul care mă trădează. Este poarta care se deschide în timpul asediului și dușmanii intră în oraș și îl cuceresc. Trebuie să fugim de pofte. Sigur, pofta e la modul general, fără să se țină cont de gen, bărbat sau femeie. Dar ascultați-mă, bărbații sunt înzestrați cu capacități sau cu neurotransmițători, cu substanțele alea, cum vă spuneam aseară, dopamină, serotonină, adrenalină și alte multe substanțe care fac parte din neurotransmițătorii din capul nostru. Noi suntem ca un combinat chimic în capul nostru. Imaginați-vă o tavă mare plină cu păhărele și în fiecare păhărele tot altă substanță. Și când două substanțe se pun una peste alta, ele creează o reacție. Iar reacția asta se manifestă printr-o acțiune a corpului. Totul este o reacție chimică. Totul este o reacție chimică. Inclusiv supărarea. Inclusiv instinctul de conservare, frica. Inclusiv să nu vorbesc de pofta sexuală, care este una dintre cele mai puternici pofte din corpul omenesc. Pentru că creierul este cel mai important organ sexual. De aceea gestionarea sexualității este o mare problemă. De aceea dependența de pornografie, de masturbare, să nu zic de adulter, să nu zic de tot felul de manifestări, de perversiuni sexuale, cum vă spuneam aseară, patim scârboase. Astea sunt lucruri de care un om scapă greu, dacă mai poate scăpa. E bine să ne ținem departe de lucrurile astea, pentru că nu vă imaginați cât de puternică e încleștarea. Nu vă imaginați cât de securizată este pușcăria asta din care nu mai poți ieși. Nu poți să ieși. Pur și simplu nu poți să ieși. Să nu-ți mai spun că nu mai poți fi soț împreună cu soția ta. Nu te mai satisface relația intimă, pentru că ceea ce faci tu, masturbarea, este o chestiune care nu te expune la efort, nu trebuie să mai mulțumești și pe celălalt. E ieftină, în câteva secunde ai scăpat. Zic secunde ca să zic ceva. Știu că subiectul este așa scârție, dar frații mei, ne întâlnim într-un cadru de genul ăsta să vorbim despre potențiale probleme care s-ar putea să facă atingere pentru cineva prezent aici. Dacă cineva se confruntă cu lucruri de genul ăsta, să știți că trece printr-o situație nenorocită. Nu grea, nenorocită. Asta creează un prizonierat nemilos. Și chiar dacă oamenii ăștia se ascund și încearcă să supraviețuiască social și familial, să știți că ei sunt robi vânduți. Și marea lor problemă este că s-au resemnat. Ei știu că nu se pot lăsa pentru că au încercat toate metodele posibile. Cele mai multe e-mail-uri pe care le primește un pastor sau text message este în legătură cu păcatele astea. Cum să scap de? Nu mai mă suport. Și totul a început de la prima, a doua, a treia. În 2016, când noi am organizat convenția la Chicago, eu am avut o problemă de sănătate. Și m-am dus la doctor, în sfârșit, să o fac scurtă de tot. Mi-a spus să nu mai fac 4 lucruri, dar n-am cum să nu le fac pe celelalte 3, că n-am cum, ar trebui să mă pensionez. Și eu nu o să mă pensionez niciodată. Dar pe a patra am putut să o fac, să nu mai beau cafea, m-am lăsat de cafea. În 2016 n-am mai băut nicio cafea. Dar ca să spui eu restul vieții nu mai beau cafea, sună ca o condamnare la moarte, că și asta e o bucurie a vieții. Să mănânci o bucurie a vieții, să dormi o bucurie a vieții, dincolo de faptul că e o nevoie. Eu nu tratez ca pe o nevoie, că nu sunt animal, eu somn, eu vreau să mă bucur și de somn și de mâncare și de fiecare pahar cu apă. Și când mi-am dat seama că trebuie să semnez că eu nu mai beau niciodată cafea, am spus, nu semnez, domn, nu semnez. Eu semnez altceva. Eu nu beau prima cafea. Și de atunci până astăzi n-am băut prima cafea. Ori de câte ori mă întâlnesc cu cineva să bei apă, e banal. Să bei alcool nu-i voie. Să bei cafea e fain. Și eu nu pot să beau cafea. Și atunci eu spun, nu beau prima cafea. Nu sună amenințător deloc. Pe a doua pot să beau. Dar nu pot să beau pe prima. De aici am învățat un principiu spiritual. Nu te uita la pornografie. Nu minți, nu fura, nu face un lucru prima oară. Spune, asta e prima oară. Eu nu vreau să fac lucrul ăsta prima oară. Pentru că niciodată nu-l poți face a doua oară dacă nu l-ai făcut prima oară. Asta pentru mine a fost o lecție de viață extraordinară, deși pare foarte banală. Și este banală, într-adevăr. Haideți să ne uităm un pic la treaba asta.
Pofta este o lege. Pofta este legea insuficienței permanente. Vă spuneam aseară, parcă, și repet, am repetat puțin mai de dimineață și mai spun încă o dată acum, când te apuci de un lucru, să ții minte dacă poți treaba asta, ar fi bine să-ți notezi. Legea insuficienței permanente spune așa, ce te satisface astăzi, nu te va mai satisface mâine. Va trebui să mărești și doza și numărul de repetări. Asta se întâmplă, încep cu o țigare și nu te mai poți opri nici la un pachet. Cu drogurile, cu furtul, cu cazinourile, cu orice. Legea insuficienței permanente. Un exemplu nevinovat de data asta. Ți-ai o rochie, o fustă frumoasă, o haină, ceva, o bluză. Vii în biserică, ai impresia că toată lumea se uită la dumneata și te duci de vreo două ori să bei apă. A doua duminică nu mai se uită așa multă lume, iar a treia oară nu mai vrei să o iei. Apropo, bărbaților, știați următorul lucru? Noi ne cumpărăm haine când nu avem. Femeile n-ajung niciodată la situația asta. O femeie n-ajunge la starea asta de când se naște până când pleacă la Domnul Iisus. Femeile își cumpără haine nu pentru că nu au, ci pentru că ele vor să poarte ceva nou. Dumneavoastră, pe mine mă doare capul când mă gândesc la lucrul ăsta. O femeie își cumpără haine nu pentru că nu are. Dacă nu și-ar cumpăra, ar fi ok, are. Dar trebuie să poarte ceva nou. Măcar o eșarfă. Măcar o ceva. Acest vas mai slab, această feminitate, că dacă în a doua parte, dar o să o scurtăm pentru întrebări, o să vorbim puțin de chestiunea asta, să facem diferența între feminist și feminitate și să ne raportăm la soțiile noastre ca la niște tovarăși de viață de gen feminin. Să știți că feminitatea costă. Să te căsătorești e un lux, nu să aici băieți necăsătoriți, să-i înspăimânt. Dar noi toți care suntem căsătoriți știm asta. O femeie, o soție este un lux. Pentru că ea este o finețe, ea este o delicatețe, ea este un vas mai slab. Ea este o persoană a cărui frumusețe trebuie să te atragă, trebuie să te încânte, trebuie să te stimuleze. Haideți să revenim și să ne uităm aici. Legea insuficienței permanente explică de ce. Dacă ai făcut odată un lucru, spui de acum încolo nu am să mai fac. Dragul meu, eu nu te cred. Să spun de ce nu te cred. În primul rând, nu te cred pentru că mi-ai dovedit când ai făcut-o prima oară că nu te poți abține. Deci ai antecedente. Nu spune mie că te oprești. Dacă te-ai fi putut opri, te opreai prima oară. Acum, un alt motiv pe care l-am este pentru simplu fapt că ai făcut lucrul ăsta odată, deja sistemul limbic, noi avem aici undeva o mică componentă numită sistemul limbic. E un mic aparat care produce plăcere. Doar Dumnezeu l-a pus acolo numai ca să producă plăcere, să fim fericiți. Vă puteți imagina ce deștept e Dumnezeu și ce bun e Dumnezeu. A pus în capul meu o mașină de plăcere ca să am bucurie de viață. Ce faci? Sunt fericit. De ce? Așa. Mă trezesc dimineața și încep să fluier. De ce fluier, Domnule? Dacă m-am trezit, ce să fac? Nu? Sunt bucuros. E adevărat că poți să și cultivi treaba asta. Să nu fii acru. Că tot 24 de ore are ziua dacă zâmbești sau dacă nu zâmbești. Dar mă gândesc că e mai fain să zâmbești și pentru tine și pentru cei de lângă. Haideți să ne uităm un pic aici. Aduceți-vă aminte cine a ruinat-o pe Eva, cine l-a ruinat pe Acan, cine l-a ruinat pe Ahab, cine l-a ruinat pe David, cine a ruinat pe Anania și Safira, cine a ruinat pe... Și putem să dăm o grămadă de exemple din Biblie. Toate au același răspuns. Pofta. Pofta. Gândiți-vă la David. Ce general, ce închinător, ce compozitor, ce rege, ce bărbat. Și se uită Domnul la femeia aia, avea o grămadă de femei, avea harem de soții. Se uită la femeia, la omul ăla și îi spune unui soldat, adu-n coace. Vine bărbatul s-o, pentru că îl cheamă ca să se culce cu ea, să spună că de la asta, bărbatul s-o la război a rămânea însărcinată, nu? Și ăla nu se duce, Domnul, să culce cu nevastă sa. Ce motivare? Azi așa, colegii mei sunt pe front, iar eu mă duc să mă bucur de nevastă mea. Nu, vreau să fiu demn. Bă, frate, dar ce bărbat, să ai unul din ăsta în comitet. Așa da. Așa da, bărbat. Păi vă puteți imagina, era dreptul lui, era soția lui. Dar ce onoare, ce om. Și când o vede pe nevasta lui ăla, îi omoară bărbatul și se culcă cu ea. Vă puteți aștepta la David ce bărbat să facă chestia asta? Și ce Dumnezeu încât pur și simplu a pus în Biblie ce a făcut el. Câtă încredere pot eu să am în mine?
ar fi mai bine când mă duc pe acoperiș să am grijă ce fac. Pentru că în momentul în care reacția chimică s-a produs, aia acoperă rațiunea. Pentru 5 minute, 10 minute nu prea mai știi ce faci. Poate după aceea te apucă pucăința. Stilul de viață pe care îl petreci, locurile pe unde mergi, lucrurile la care te uiți, oamenii cu care vorbești, ideile care îți deschid mintea, absolut toate astea, intră ca informații în pilotul automat. Un pilot, când se urcă, pune în pilotul automat toate informațiile. După aceea apasă pe un boom și dintr-o dată computerul se descurcă cu informațiile primite. Ei, noi suntem un pilot automat și toate informațiile sunt implicate în funcțiunea acestui pilot automat. Nimic nu poate fi scos de acolo, totul e acolo. Și are o acțiune, are un drept la cuvânt, are putere de decizie. Orice poză, orice cuvânt, orice bârfă, orice imagine, orice veste, absolut totul. E ca un crâna stricat pe care îl mănânci și spui, lasă că nu am nimic, ba da, o să te strici la stomac. Pentru că ai mâncat ceva rău. De ce informațiile rele sunt bune? De ce trebuie să ascult eu la bârfele, la niște nepocăiți, la niște... Să nu le spun pe nume. Deși vin aici între noi, vorbesc de noi, vorbesc împotriva noastră. Și acum nu vorbesc de biserica asta sau de... Vorbesc la modul general despre creștinism. Nu mă refer, să nu mă înțelegeți greșit. Nu mă refer la cineva anume sau Doamne ferește. Eu nu cunosc biserica dumneavoastră. E pentru prima oară când vin aici. Am mai fost odată în oficiul pastoral. N-am nicio idee despre ce se întâmplă aici. Dar vorbesc despre oameni care vin și îmi spun bârfele lor și eu nu mai le pot scoate niciodată din mintea mea. Tot timpul trebuie să le împing într-un colț ca să nu-mi afecteze sistemul de judecată și calitatea deciziilor mele. De ce trebuie să car gunoiul ăsta al altora în capul meu? De ce? Când eu știu că Dumnezeul meu se supără pe mine dacă fac așa. Am trecut mai multe versete biblice care vorbesc despre ce rău face pofta în viața noastră. Ea atrage, ea produce stricăciune, ea împinge spre adulter. Expresia asta, vorbeam puțin de Eva și de ceilalți, expresia asta este consacrată în Biblie. Se uită, poftește și ia, sau curvește, sau vinde, sau... Întotdeauna privirea e cea mai largă poartă, vă spuneam și aseară. Imaginați-vă casco, ați văzut unde au dacurile alea, unde vin trocurile cu spatele și descarcă marfă. Așa e în capul nostru 5 dacuri de genul acesta. 5 porți largi, dar cea mai largă e vederea. Ăsta este cel mai complex simț pe care îl avem și la bărbați este mult mai complex decât la femei. Am încercat aici în poza asta să explic un pic cum stau lucrurile în capul nostru. Atunci când am spus aseară întreagăt, dacă vedem o poză nud, ea este în conștientul nostru. Dar noi avem mintea în formă de raft, un raft cu trei, un dulap cu trei rafturi. Cel de sus este conștient și este luminat. Noi avem acces în el și noi suntem conștienți de ce este acolo. Dacă sunt în zona conștientă lucruri pe care noi nu le facem în fiecare zi și nu le mai facem nici săptămânal și nu le mai facem nici lunar, dintr-o dată administratorul minții, văzând că nu mai avem nevoie de genul ăsta de informație, o coboară în raftul mai de jos ca să nu ne mai stea în drum. Și dacă trece un an, 2, 3, 5, 10 și nu mai folosim deloc informația asta, o coboară și mai jos, tocmai în inconștient. Dar ele sunt prezente. Dar nu le mai vedem, e întuneric în sub și în inconștient. Acum fiți atenți, dacă ne uităm din nou la o poză de genul la o poză nudă, administratorul se duce și le ia pe toate din sub sau din inconștient și le aduce prin asociere cu poza din prezent, pentru că sunt același material și el spune, ok, stăpânul din nou are nevoie de genul ăsta de informație. Și din nou devenim pentru o vreme robiți de chestiunea. În felul ăsta se explică ce spune Domnul Iisus. Cineva se pocăiește și după aceea, vă aduceți aminte cum spune Domnul Iisus? Vin 7 duhuri și starea lui din prezent este mai rea decât starea din trecut. Exact asta este intensitatea de care vorbește Domnul.
Pofta este trezită printr-un stil de viață firesc, exact ce am spus puțin mai devreme. Nu purtați de grijă firii pământești. Nu menajați firea pământească. Știți ce este firea pământească? Firea pământească este temperamentul. Adică asta. Ăsta este temperament. Psihologia îi spune temperament. Noi spunem fire pământească în limbaj biblic. Carnea este firea pământească. Noi nu scăpăm de carne, că atâta timp cât trăim, doar nu putem să trăim în afara corpului. Decât când murim, lăsăm firea pământească. Ea e ambalajul conținutului. Temperamentul poate fi coleric, ăștia care sunt foarte dominanți, foarte activi, foarte neobosiți, energici, dinamici. Poate fi sangvinic, politicoșii, amabili, salesmenii, care promit mult și nu prea se țin întotdeauna de cuvânt, că promit mult. Colericii au probleme cu violența, sangvinicii cu ipocrizia și neținerea de cuvânt. Flegmaticii au probleme cu miștocăreala, cu sarcasmul și cu ironia. Ei sunt genul de oameni foarte stabili, mai închiși un pic. Primii doi fac parte din cei extrovertiți, foarte sociabili, foarte vorbăreți. Următorii doi, adică ultimii doi, sunt introverti, sunt închiși. Flegmaticul este închis, dar e stabil, în timp ce melancolicul este închis, dar este instabil. Însă marele beneficiu al melancolicilor este că ei sunt categoria de oameni de unde ies artiștii, oamenii de știință. Ei vorbesc foarte rar și dacă vorbesc rar, sigur că atunci când scot un cuvânt din gură l-au verificat de 1000 de ori. Colericii nu verifică. Ei vorbesc și atunci își pun notă când s-au și ei în timp ce vorbesc. Sigur că exagerez, dar exagerez de dragul comparației pentru a pune în evidență specificul. Însă, indiferent ce temperament avem, temperamentul acesta este firea pământească. Nu există un temperament bun sau un temperament rău. Există un temperament diferit de celelalte. Nu există un temperament pur, adică să fii 100% coleric. Cine e 100% coleric este terorist. Dar poți fi coleric ca și proeminență, dar ai și valențe de sangvinic, de flegmatic, de melancolic și așa este cu toate celelalte. Însă, ideea este, revenind la sugestia biblică, nu purtați de grijă firii pământești ca să nu-i treziți poftele. Ne apropiem de încheiere cu ideea asta și terminăm sesiunea asta, punând în evidență faptul că toți oamenii au riscuri ca indivizi și ca familie. Mai ales relația te expune la demascarea slăbiciunilor. Ce am vrut să spun cu seminarul ăsta, am vrut să spun că în mod specific bărbații, că de ei am vorbit în dimineața asta, femeile urmează în sesiunea următoare, am vorbit de faptul că bărbații care sunt chemați să iubească, ei, prin specificul lor, pot fi imaturi. Trebuie să se concentreze pe maturizare, dar asta trebuie făcută în mod ales, în mod conștient, voluntar. Și de asemenea, ei sunt persoanele care genetic, înnăscut, au inițiativa căsătoriei, care înseamnă prietenie, logodnă, căsătorie și act intim. Ei au inițiativa. Partea proastă a acestei particularități masculine este faptul că mergând pe stradă, dacă vezi o altă femeie, aparatul ăsta care se stimulează când îți vezi soția ta în dormitor, se stimulează cu orice altă persoană pe care o vezi și vei fi ispitit să o poftești. Aici e nevoie de înfrânarea poftelor, aici e nevoie de maturitate. Asta este viața unui bărbat din punctul ăsta de vedere al gestionării sexualității. Lucrurile astea am vrut să vi le prezint sperând că poate cele care au caracter negativ vă vor speria un pic, iar cele care au caracter pozitiv vă vor încuraja un pic, în așa fel încât la vârsta la care am ajuns și încă n-am murit, să ne mai putem pocăi de trecutul nostru și de asemenea să ne maturizăm și să ne înfrânăm de la păcat în prezentul nostru. Nu uitați, noi am fost mântuiți prin pocăință. Dumnezeu ne-a iertat păcatele, dar în prezent suntem mântuiți prin înfrânare. Nu trebuie să mai păcătuim ca prin pocăință să fim din nou iertați. Noi trebuie să trecem de la faza de pocăință la faza de sfințenie. Pocăință înseamnă să te mărturisești și să părăsești păcatele pe care le ai. Sfințenie înseamnă să eviți păcatul și să nu-l mai faci. Oamenii lui Dumnezeu, anii trec și ni se termină viața.
și îmbătrânim ascunzându-ne defectele în loc să le corectăm. Eu nu știu viața dumneavoastră, însă o știu pe a mea și îmi imaginez că și dumneavoastră, fiind oameni vii ca mine, întâlniți, auziți, vedeți lucruri care vă ispitesc și uneori faceți alegeri sub presiunea păcătoasă a acestor impulsuri. Vă chem să manifestăm mai multă responsabilitate și să nu plecăm din prezența lui Dumnezeu datorită păcatelor sau unui stil de viață păcătos, neîngrijit, irresponsabil, ci dimpotrivă, să nu treacă o săptămână fără post, să ne rugăm singuri și cu familia, să participăm cât de mult putem la biserică, pentru că aici e o școală care ne aduce din nou în prezența Domnului. Să citim din Scriptură nu pentru că trebuie, ci pentru că ne hrănim. Pentru că ne hrănim. Hrănim omul din lăuntru și devine puternic și el îi poruncește la carne să fie cu minte. Toate lucrurile acestea ne ajută și devenim și niște soți mai buni, care suntem vrednici de a fi respectați, apreciați și validați. Ce ne dorim mai mult decât o viață fericită, decât un suflet mântuit, decât o familie care să te respecte și să aibă încredere în tine? Dar pentru asta trebuie să investim și trebuie să ne organizăm și să ne disciplinăm. Asta este chemarea unui bărbat. Iar misiunea noastră numărul unu este să ne iubim soțiile, să fugim de poftă și de imaturitate, pentru că acestea sunt cele mai mari doi dușmani ai pocăinței și ai maturizării. Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze. Este bine să încheiem cu rugăciune și vă încurajez. Căutați fața Domnului, fiți cât puteți de sinceri, încercați să promiteți Domnului mărturisindu-vă păcatele pe care le faceți. Angajați-vă să începeți de mâine o luptă hotărâtă împotriva unui păcat care l-apreciați ca fiind cel mai mare, cel mai supărător din cele pe care încă n-ați reușit să le scoateți afară. Faceți ceva și schimbați-vă, pentru că nu știm cât mai trăim, dar știm sigur că acum suntem în viață. Dragii mei, haideți să ne ridicăm și să încheiem cu rugăciune. Îți mulțumim frumos pentru atmosfera asta în care am intrat și noi prin harul tău. Ne simțim confruntați de sfințenia ta și de așteptările pe care le ai cu privire la noi în calitate de copii ai tăi. Ne-ai trecut pe numele tău când ne-am mântuit. Doamne, stăm în fața ta în ziua asta și alegem să fim sinceri, să venim înaintea ta și să recunoaștem că uneori păcătuim. Doamne, ne rugăm în numele Domnului Iisus să ne ieri și să ne curățești viața. Dacă sunt între noi bărbați care au dependențe legate de păcate sexuale sau legate de manifestări ale furiei, ale nervilor, păcate legate de violență, în numele Domnului Iisus, Doamne, prin autoritatea pe care Tu o ai, eliberează-ne. Dacă sunt apucături, obsesii, dorințe stricate, murdare, pentru perversiuni sau pentru tot felul de alte activități care sunt o urâciune înaintea Ta, Doamne, ai milă de noi. N-avem unde să mergem decât în fața Ta ca să căutăm milă și îndurare. Doamne, dacă sunt aici astfel de bărbați, mai vinovați mai mult sau mai puțin, Te rog, scapă-ne, Doamne. Curățește-ne mintea și sufletul. Umple-ne de Duhul Tău, Doamne, și ajută-ne să ne abținem de la orice formă de păcat. Doamne, dă-ne, Te rog, această teamă de Tine, acest respect față de Tine, pentru ca să nu ne pierdem mântuirea. Ajută-ne, Te rugăm, să trăim cu demnitate, să ne respectăm soțiile, să ne iubim copiii. În numele Domnului, ajută-ne să ținem la casa noastră, la onoarea familiei noastre. Ajută-ne să ținem la casa Ta și la reputația ei. Și binecuvintează-ne să fim niște oameni maturi, niște oameni cu judecată, cu echilibru, cu discernământ, niște oameni responsabili, niște oameni preocupați de lărgirea împărăției Tale, niște oameni care să se implice în lucrurile sănătoase, care sunt menționate în cuvântul Tău ca niște porunci lăsate bisericii. Ajută-ne să nu fim conduși de simțămintele noastre, să nu fim niște oameni
mofturoși, niște oameni sensibili, niște oameni supărăcioși. Ajută-ne să ne implicăm în lucrarea Ta cu maturitate, cu discernământ, Doamne. Ajută-ne să fim preocupați de direcția bisericii, de binele ei. Ajută-ne să trăim în pace cu păstorii, cu oamenii din comitet, cu dirijorii, cu frații, cu surorile, cu toți oamenii care vin să se închine aici, cu vecinii, cu colegii. Doamne, fă-ne niște oameni de ispravă. Ajută-ne să devenim o manifestare vizibilă a caracterului Tău, a voiei Tale. Ajută-ne să fim văzuți în lume ca niște oameni ai Lui Dumnezeu, cu o purtare care să exprime sfințenia lui Dumnezeu. Te rog, Doamne, fă din noi niște ambasadori ai împărăției Tale. Iartă-ne de alunecări, de căderi, de ieșiri în decor și pune peste noi autoritatea Duhului Tău. Pune peste noi, Doamne, har peste har. Pune îngerii Tăi în jurul nostru. Doamne, cultivă înfrânarea poftelor în inima noastră și fă ca să avem mai multă dragoste, preocupare să ne dezvoltăm caracterul. Ajută-ne, Doamne, încarcă-ne cu puterea Ta, Te rugăm, în întâlnirile acestea. Avem nădejde că Tu ne vei scăpa, ne vei scoate, ne vei ridica și ne vei împuternici, da, pentru ca să slujim pentru onoarea Ta și pentru gloria Ta, iar familia noastră să fie fericită, așa cum am visat când ne-am căsătorit. Domnul nostru, fie-ți milă de noi și ne închinăm și îți mulțumim că ne-ai ascultat prin Domnul Iisus, Mântuitorul nostru. Amin.